Un angajat al unei firme de cablu din Petroșani s-a trezit lovit și amenințat în scara unui bloc din localitate. Echipa firmei de cablu, formată din doi angajați, a intrat să monteze un dispozitiv pentru fibra optică pe scara blocului. Angajații nu au mai apucat să-și ducă la bun sfârșit sarcina de serviciu pentru că unul dintre locatari, deranjat de soneria interfonului, l-a luat la bătaie pe unul dintre lucrători, celălalt reușind să fugă. Victima are nevoie de 15 zile de spitalizare. Prin urmare, instituțiile abilitate au început cercetările. Vă avertizăm că urmează imagini care v-ar putea afecta emoțional. În cel mai scurt timp, la fața locului s-au deplasat polițiștii biroului de ordine publică Petroșani, care au stabilit faptul că între un bărbat în vârstă de 44 de ani, angajat al unei societăți de cablu, și un locatar al blocului respectiv, în vârstă de 63 de ani, ar fi avut loc un conflict verbal ce a degenerat, cei doi bărbați agresându-se reciproc. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri sau alte violențe, iar cei doi bărbați au rezervat dreptul de a formula plângerea prealabilă în termenul legal. Și Inspectoratul Teritorial de Muncă s-a sesizat cu privire la incidentul în care a fost implicat angajatul firmei de cablu. Acesta are nevoie de 15 zile de spitalizare. Se pare că în momentul când lucrătorii, erau doi lucrători a firmei care tragea fibra optică, au fost interpelați de un locatar în locația în care își desfășurau activitatea, spunându-le să plece de acolo. Oamenii au încercat să-și adune sculele, dar în momentul acela locatarii au devenit violenți, unul dintre lucrători fiind agresat fizic, ajungând la spitalul din Petroșani cu incapacitate temporară de muncă. Noi îl considerăm un accident, un eveniment până la urmă și o să fie încadrat ca și accident de muncă, cercetat iarăși de către angajator pentru că este cu incapacitate temporară de muncă, urmând a fi avizat de către biroul Petroșani al ITM Humanitar.